Fii atent, fiți atenți și mergem acolo cu Dumnezeu să o ierte Marga Barbu și cu Iurie Darie și ne așezăm în primul rând și ne primesc ei acolo la ambasada chineză și ne dau ceva poșircă, ceva de băut, probabil că-i țuica lor, dar pot să spun că-i ca pipiul meu când sunt în formă bună. Ori vreau să spun că în momentul în care eu am început să spun că vrem să vedem filmul, n-am știut, dragilor, că filmul-i dublat în chineză. Mă, copii, eu n-am făcut pipi pe mine de când eram elev de școală și mă plimbam pe floșteră aici. Vă dau cuvântul meu de onoare că auzindu-mă și auzindu-i pe aia vorbind chinezește în film, am făcut pe mine că nu-mi venea să cred ce să petrece acolo. Marga Barbu vorbea așa, și noi am spus, mă, e foarte frumos ce să petrece, dar nu ne recunoaștem. La un moment dat, Iurie Darie mă întreba pe mine, cum te cheamă străine? Iar eu ziceam, mă cheamă Mărgelatul. Și scuipam o sămânță. Așa cum am făcut-o la Măcin, lângă Brăila, când mulți copii veneau la mine și îmi dădeau semințe să mănânc. Și atunci Dumnezeu să-l odihnească, regizorul Doru Năstase mi-a spus, mă, așa de tare îmi place cum arunci tu sămânța aia în gură și după aia o scuipi, facem o dublă așa. Când spui, mă cheamă Mărgelatul, înainte de a spune Mărgelatul, aruncă-ți o sămânță din aia, scuip-o și după aia zici Mărgelatul. Am făcut-o și așa, și așa, cu sămânță, iar Eugen Barbu, cel care a scris scenariul filmului Drumul Oaselor, Trandafirul Galben, Misterele Bucureștilor, Totul se plătește, Colierul de Turcoaze, Masca de Argint, când a văzut materialul, a zis, așa să facă Florin, extraordinară găselnița asta cu scuipatul semințelor, mai ales că mă caracteriza pe mine ca personaj din ăsta grețos, care nu bagă pe nimeni în seamă și are viața lui. Mă, copii, începe filmul, toți vorbesc în chineză și vine momentul când Iurie Darie îmi spune, adică, cine ești tu, străine? La care eu au găsit o voce mai răgușită, așa ca a mea, spuneam ăla, și în momentul în care am scuipat sămânța, eu am căzut de pe scaun, că ei au crezut că sămânța asta e o imitație de împușcătură. Și atunci eu am făcut ăla, Onovaba, adică Mărgelatul. Bă, copii, eu dacă aș vrea să vedeți un spectacol de varietăți minunat, în el ar trebui băgată numai o secvență asta, când ori de câte ori scuip sămințe în film, se aude împușcătura.